Această emisiune conține plasare de produse. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit alături de Busuioc TV și în special alături de emisiunea copiilor. Eu sunt Olivia și alături de colega mea, Luminița, v-am pregătit și astăzi, ca de obicei, o oră de surprize plăcute și rubrici interesante. Iar una dintre aceste rubrici interesante este Laboratorul Mendelevium. Alături de profesorii Atom și Gamma, unde vă invităm chiar în aceste clipe. Bună ziua, uno! Salut tuturor! Bine v-am regăsit și săptămâna aceasta în laboratorul nostru Mendelevium. Iarăși vă salut eu, profesorul Atom. Și eu, profesorul Gamma. Noi suntem gata să vă mai arătăm încă o porție de experimente. Profesorul Gamma, pentru astăzi eu am pregătit câteva experimente chiar chimice, chiar foarte interesante. De aia mai puțină vorbă, mai multe experimente. Eu te rog bine să-mi dai 3 colbe. Mici, te rog, de 100 de mililitri. De astea? Da, 3 te rog. Una, 3, una, două și 3. Două, da. 3. 3. Astăzi o să studiem ce este un indicator și un indicator care îl putem face chiar și la noi acasă. Dar pentru început, eu o să te rog să-mi dai apă. Apă, cea mai obișnuită apă. Așa. Apă? Ea este fierbinte, nu-i nimic? Este fierbinte, așa și trebuie. Adăugăm în prima colbă apă. Da, dar până când tu mi poți să-mi dai oțet. Dar profesorul Atom, dar ce este un indicator? Eu o să-ți spun despre asta mai târziu. Caută oțetul, ți-am spus. Oțet. Am găsit aici. Așa, foarte bine. Oțet precis. Și caut acolo, trebuie să fie un praf numit natriu OH. Noi l-am mai folosit înainte, dar eu cred că nu o să-ți fie greu chiar să-l găsești. Așa. Asta? Hidroxid de sodiu? Da, da, da. Tu acum, de un pahar din hârtie, te rog. Da, da, da. Din hârtie? Aha, din hârtie. Nu, în el o să adăugăm natriul nostru OH, care se află în formă 3? De... 1, măi! Și ții minte, eu ieri... De plicheta, avem nevoie. Nu, profesorul Gamma, ți ajunge să aprinzi tot în jurul nostru. Așa, ideal. Până când nu te uiți ce se întâmplă aici, se întâmplă o reacție, dar tu te prefaci că nu ai văzut-o. Foarte bine. Dădem tot într-o parte. Iar acum, profesorul Gamma, dăm te rog frumos sucul de varză roșie pe care l-am preparat împreună ieri seara. Da, și ne-am împuțit toată camera. Da, are el un miros specific, dar nu pe asta. Ok, acum, tu ții minte unde eu am pus apă potabilă? Nu. Și iată indicatorul nostru o să ne ajute să găsim apa potabilă. Fii atent. El este de o culoare roz închis, corect? Haideți să-l adăugăm. Iată aici. Ce culoare a căpătat? Roz închis. Roz. Haideți să-l turnăm aici. Sănătate. Merci. Ce culoare este? Galben. Și acesta? Violet. După câte ți-am mai spus, această substanță are o culoare, haideți să spunem, violet închis, da? Da. Nu este roz, este violet închis dacă te uiți mai aproape. Da, 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 da. Iar aici avem o substanță, haideți să spunem, roză roșie, corect? Dacă o mirosim, o să simți mirosul de oțet, dar nu trebuie de mirosit, nu uita că noi totuși suntem în laborator, iar aici nimic nu trebuie de gustat, de pus asta mâna da pe nimic fără mânuși și nimic nu trebuie de mirosit chiar. Iar această substanță, după cât ți-am spus, este oțet, tot nu este de băut, corect? Da. Haideți să punem într-o parte. Această substanță este natriu OH, este foarte periculoasă substanță. Dacă bei această substanță, ea poate să te mănânce dinăuntru. Adică un monstru mă va mânca dinăuntru? Nu chiar un monstru, doar că această substanță. Așa, o punem într-o parte. Și această substanță, desigur că este apa noastră potabilă. Iată, anume pe ea, poate de gustat și de băut. Da? Da, foarte bine. Eu cam nu. Știi, iată, anume indicatorii pe noi ne-au ajutat acum să găsim unde este apa potabilă. Dar ne putem să mai facem experimente cu indicatorii. Da? Și, de exemplu, să scriem cu cerneală invizibilă și cu ajutorul indicatorilor să vedem ce am scris acolo. Eu chiar am pregătit pentru tine. Eu crezut că asta e doar în filme despre spioni, unde pot să scrie cu cerneală invizibilă. Cerneală invizibilă. Uite, eu pentru tine am pregătit aici un mesaj, da? Este scris ceva aici? Nu. Evident că nu, pentru că eu am scris cu cerneală invizibilă. Iar acum, uite, dă-mi te rog frumos, așa, ține-o. Ține-o bine. Dar aici chiar nu e scris nimic, mamă, ce-i? Acuși o să vezi. Așadar, ține-o bine, fiindcă acuși eu o să facă
Literele se apară din aer! Așa. Din aer? Literele? Din aer, din ce aer. Ce tu spuneți, profesorul Atom? A pregătit aici o substanță iarăși, natriu OH. Așa. Pune-o deasupra mesei. Nu, nu, nu. Iată așa. Să vadă toți. Ar fi foarte bine dacă eu o să ghicesc cum i-a fost. Nu! Invers, invers. A, nu. Este corect. Nu, profesorul Gama, iată așa trebuie să o ții. Fii atent. Luăm. Wow! Chiar! Ia uite, ce e scris aici? Mendeleevium. Și un emoji haios. Foarte bine, profesorul Gama. Iată așa, putem să facem crazy lucru cu ajutorul indicatorilor noștri. Apropo, aici am folosit fenolftaliină care colorează baza noastră în culoare roz. Mai bla, la fel. Bla 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 bla. Ce? Profesorul Gama, nu mă întrerupe, fiindcă noi mai avem încă o substanță care la fel poate colora natriu OH, dar că deja în altă culoare. Culoarea, haideți să spunem, albastră. Iată aici eu a doua substanță. Da, da, da. Iar această substanță se numește tinoftaliină. Ok, iar acum eu o să te rog să-mi dai spirit. Da, 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 da. Și un păcărel. Alcool izopropilic? Alcool izopropilic, eu mă mir că tu știi așa cuvinte, profesorul Gama. Faci progrese, măi, mamă dragă. Și eu acasă fiecare zi. Așa, și ce ai, foarte bine, un păcărel, te rog. De care, din plastic sau din hârtie? Din hârtie, așa. Turnăm aici alcoolul nostru izopropilic, căruia te-ai învățat din numire, bravo. Așa. Adăugăm aici timoftaliină. Așa. Puțin amestecăm. Eu aici am cu ce să amestec. E. Așa. Poți să pui alcoolul izopropilic la loc. Pune la loc, da, da, da. Miroase tare urât. Și fii atent. Dacă noi o să amestecăm natriu OH nostru cu timoftaliină, o să se primească o culoare albastră. Wow! Fii atent, o culoare albastră care la fel poate fi folosită pentru a scrie diferite scrisori cu cerneală invizibilă. Așa, vrei să le arăți tuturor? Da! Hai, e hai! E chiar o culoare foarte, foarte și foarte frumoasă. Wow! Seamănă cu cerneala care o lasă caracatița în urma ei, dar că nu este ea. Desigur că nu este ea. Dar chiar și miroase cerneală. Eu în locul tău n-aș mirosi acolo, totuși este natriu OH. Iată așa o zi productivă am avut noi astăzi, în care am aflat ce este un indicator, ce indicator noi putem să găsim acasă, ca sucul de varză roșie și indicatorii de laborator, cum putem să ne protejăm de ei și la ce putem să-i folosim. Cam asta a fost pentru astăzi. Profesorul Gama, dar ți a plăcut? Am fost foarte impresionat. Acum deja o să știu că dacă stă pe masă vreun lichid alb, adăugăm acolo suc de varză roșie și aflăm ce fel de substanță este. Da, bravo, profesorul Gama. Eu mă mir cum de tu așa de mult te vorbești astăzi. Eu sper că tu așa o să fii și în emisiunile viitoare. Iar acum eu îți propun să le spunem telespectatorilor noștri ce? Ce le spunem mereu la sfârșitul rubricii noastre. E bine. Tu ești gata? Da. Și la revedere, copii! Ne vedem săptămâna viitoare. Dar eu mă duc să citesc. Tu citești încă? Cred că v-a plăcut această rubrică, căci cu siguranță ne potolește curiozitatea față de anumite lucruri și fenomene, dar și ne ajută să mai adunăm la substanța cenușie. Da, doar că eu sunt de părerea că totuși mai interesant și mai distractiv este atunci când creezi ceva cu propriile tale mâini. Și tocmai de aceea, în continuare, vă propun să ne teleportăm în atelierul de creații. Bună dimineața, dragi copii! Astăzi vom face cu voi o floare. Floarea o vom face din pietricele. Pentru aceasta selectăm pietre de formă rotundă. Vom avea nevoie de două crenguțe și un suport. Eu l-am luat pe unul de plastic. O puteți lua din lemn, teracotă, carton, ce vă este la îndemână. Să începem! Pietricelele de formă rotundă le vom vopsi în culoare albă. Una din petrecele o vopsim în culoarea galbenă.
Așezăm petrecelurile pe suport. Galbene pe mijloc și petalele în jur. Mai jos una mai mică, la fel cu centrul galben și cu petalele albe în jur. Pentru ca compoziția noastră să fie una plastică, eu am căutat două noielușe să fie un pic îndoiete. Acum le putem încleia. Am ales un clei care merge pentru absolut toate tipurile de material cu care lucrez. Exact același lucru cu a doua floare. Și fixăm noielușele. În partea de jos vom face un semicerc, așa, îl vom da cu clei și vom fixa petricele de dimensiuni foarte mici. Iată copii, floarea noastră este gata. O putem pune pe perete și să o admirăm. Încercați și voi. Neapărat. Florile vor fi, nu neapărat albe. Până data viitoare. Pa, pa! Dragi prieteni, iar acum vreau să vă aduc la cunoștință că a venit timpul să facem cunoștință cu primul invitat din cadrul emisiunii noastre. Dragi
Dragi prieteni, iată că a venit o nouă zi în platoul Copilărie aici la emisiunea copiilor și ca de obicei vom încerca să descoperim încă un talent. Mic de vârstă, dar cu aspirații mari. Se numește Tabarcea Valeria și haideți să o cunoaștem împreună. Valeria, te salut cu mare drag și îți mulțumesc că ai venit la noi în emisiune. Salut! Valeria, spune-mi, te rog, câți anișori ai și cu ce te ocupi? Eu am 7 anișori și mă ocup cu canto, limba engleză, merg la teatru și mai merg și la școală. Ești și elevă? Da. În clasa 1? Da. Și cum e în clasa 1? Bine. E bine? E interesant? Da. Ți-ai făcut deja prieteni noi? Da. Te înțelegi bine cu ei? Da. Și ce note ai? Sau ce calificative? Am calificative de excelent și foarte bine. Dacă tot mi-ai spus despre canto, vreau mai mult să ne axăm pe muzică, căci la final ne vei cânta. Da. Vreau să te întreb, de cât timp faci canto? De un an. Și bănuiesc eu că deja în acest an de activitate și de exersare ai și rezultate frumoase, nu? Da. De unde vine dragostea pentru muzică? În familia ta cineva cântă? Nu, dar eu cânt. Și de unde vine această dragoste? Îmi plac foarte mult cântăreții. Tu ai hotărât să te duci la canto sau au venit și părinții cu inițiativa? Au venit și părinții cu inițiativa. Atâta timp cât faci tu canto, spune-mi, te rog, ai melodiile tale proprii? Da, melodiile mele proprii se numesc Greierașul, Fetele zâmbesc și Gânsacul. Trei melodii. Da. Și mai vine încă una, Oda soarelui. Se coace melodia abia. Da. Dar, în general, ce muzică îți place ție? Ce gen? Ce interpreți? Îmi place muzica modernă. Ce interpreți îți plac? Iuliana Beregoi, Andra, Smiley. Așa, toți cei care sunt în vogă în rândul tineretului. Da. Dar, în general, ai mai cântat și melodii ale altui interpret? Nu, eu cânt doar melodiile lui Anatol Dumitraș. Melodiile care le cânti tu îi aparțin regretatului interpret, maestrul, de fapt, Anatol Dumitraș. Da. Și de ce ai ales să le cânti anume al lui Anatol Dumitraș? Tata a vrut să le cânt ca tare. Tata a venit cu ideea, însă ție îți plac melodiile? Da. Da. E foarte frumos când tânăra generație ne cântă, de fapt, ceea ce a lăsat marii noștri artiști și prin acest fapt, de fapt, ne aduc încă o dată la cunoștință câte melodii frumoase a lăsat marele maestru. Tocmai de aceea vreau să te întreb tu astăzi ce ne vei cânta. Voi cânta Greierașul. O melodie care este semnată de către Anatol Dumitraș? Da. Noi cu mare drag te vom admira, însă ne vei cânta la final de interviu. Însă până atunci vreau să te întreb, pe lângă muzică, limba engleză, teatru, ai spus că te mai duci la teatru, da? Da. Ce pasiuni mai ai? Cu ce te mai ocupi? Mă ocup cu pictura. Și cu pictura te ocupi? Da. Și ce pictezi mai des? Mai des pictez diferite chestii. Mai mult natură sau portrete, oameni? Mai mult natură. Dacă tot mi-ai spus că mergi la spectacole, care a fost ultimul spectacol la care ai fost? Am fost la spectacolul Aladdin. Aladdin. Și cum ți-a părut spectacolul? Foarte frumos. E mai interesant decât desenele animate pe care le vedem noi la TV? Da. Da? Îți transmit mai multă energie, mai multe emoții? Da. Dar știu că tu mai faci și teatru, practici actoria. Da. Joci în spectacole? Da, am două spectacole în care joc, că este de la Vita Dolce, scrisă de Gheorghe Urschi și Frumoasa Adormită. Și ce roluri ai tu în aceste spectacole? În Frumoasa Adormită am rolul de Frumoasa Adormită mică. Să înțeleg că tu joci prima parte a spectacolului? Da. Ulterior, revine o altă Frumoasa Adormită, doar că mai mare. Da. Dacă tu ai un program atât de vast de activități, spune-te, rog, cum arată o zi din viața ta? E încărcată? Nu prea încărcată. Deci mai ai și timp liber?
Da. Și în timpul liber cu ce te ocupi? Mă joc. Uneori și mă duc la prietenele mele. Lângă casa noastră este o pădure și noi ne ducem deseori la ea. Vă plimbați? Da. Discutați, mai pălăvrăgiți așa ca între fete? Da. Dar nu vă este frică în pădure? Nu. Sau voi e mai aproape de casă? E mai aproape de casă. Însă acasă cum este Valeria? O ajută pe mami, o ajută pe tati? Da. E de ajutor sau e fetiță răsfățată? E de ajutor. Și cu ce îi ajuți? Îi ajut cu mâncarea, cu curat. Mami simte că are o mică gospodină în casă? Da. Valeria, timpul nostru expiră foarte repede. Tocmai de aceea vreau să te întreb, ce-ți dorești tu să devii în viitor, având atâtea activități? Vreau să devin în viitor o actriță. Wow! Păi, da, și cu muzica ce te faci? Am să cânt și uneori. Deci tu îți dorești să combini aceste două activități. Un artist complet. Da. Îți mulțumesc mult că ai venit la noi în emisiune și vreau în cele ce urmează să te admirăm cu piesa Greierașul. Dragi prieteni, evident că eu, ca de obicei, vă îndemn să rămâneți cu ochii pe noi și haideți împreună să o admirăm pe Valeria Tabarcea cu piesa Greierașii. Iată că a venit timpul să aflăm cu ce ne-a mai surprind cei din lumea tehnologiilor moderne. Iar așa gen de informații puteți afla din rubrica Mr. Gadget și haideți să urmărim!
Blink este un gadget care se conectează la creierul tău și te calmează. Dispozitivul este realizat de o echipă de cercetători în domeniul neurochirurgiei și ingineri experți. Este un dispozitiv wireless ce se conectează la creierul tău și promite să te calmeze cu ajutorul unor unde electrice. Producătorii spun că dispozitivul funcționează prin tehnici de neurostimulare, cum ar fi TNS și TDCS, și susțin că gadgetul vă poate îmbunătăți starea de spirit, doar că de la producător până la utilizator este o distanță foarte mică, așa că unii utilizatori susțin că dispozitivul nu le creează niciun efect, în timp ce alții pretind că au beneficii. Cu toate că un anumit procent de utilizatori susțin că au beneficii, Administrația pentru Alimentare și Medicamente refuză să o califice ca pe un dispozitiv medical aflat în componența lor. Așa că de doriți să folosiți rămâne doar să vă demonstrați pe propria experiență din ce clasă de utilizator faceți parte. Iar acum e timpul pentru lecția de pian. Și fiindcă învățarea de a juca la pian este dificilă și nu foarte distractivă, credem că produsul respectiv poate schimba acest lucru. Dispozitivul inteligent pare a fi o orgă obișnuită la prima vedere, însă până în momentul în care o folosești, vei vedea ulterior cum tastele vor fi iluminate diferit pentru a învăța mult mai repede notele și vei primi feedback audio de fiecare dată când o vei folosi. Pianul iluminat este un controller MIDI cu 61 de taste, fiecare tastă este capabilă să lumineze strălucit și uniform în orice combinație de culori. Pianul nostru vă conduce prin piesele pe care doriți să le jucați. Puteți vedea notele pe tastatură pe care ar trebui să le jucați. Puteți auzi notele așa cum ar trebui să le semnaleze împreună cu celelalte note. Și cel mai important, poți să te joci. Da! Tu acum poți cânta la pian. Acesta este pianul care îl poate juca oricine, deci deja nu mai aveți nicio barieră în acest sens. Iar în continuare a venit timpul să luăm o pauză de publicitate. Rămâneți cu ochii pe Busuioc TV și nu plecați departe! După o scurtă repriză de publicitate, iată ne reveniți în platoul copilăriei la emisiunea copiilor.
prin intermediul căruia vă îndemn ca de fiecare dată să fiți cât se poate de relaxați, dar în același timp și atenți, căci vă invităm în atelierul de creații. Salutare copii! Desenăm astăzi cu voi un vulpoi supărat de tot. Să vedem cum ne iese. Îi facem corpul lui un oval, capul îi facem lat, neapărat două urechiușe, îi facem mâinile, mâinile puse pe șolduri, e supărat, nu? Două picioare, o coadă stufoasă și botul. Acum îl colorăm. Unul roșcat cu burtica albă. Partea de sus a capului va fi la fel roșcată, partea de jos, unde este botul, va rămâne albă. Voi lua o pensulă mai mică pentru a-i face detaliile, urechiușele. Vulpoiul meu va fi încălțat. Pentru a fi desenul mai pronunțat, îl putem cântura cu tocul negru. Pupilei punem blicuri, adică niște puncte albe. Așa. Putem face câte o florecică jos. Stă pe iarbă. Iată și vulpoiul nostru mâhnit. Faceți și voi unul, poate unul vesel. Să vedem? Pa, pa, copii! Dragi prieteni, iată ne reveniți din nou în platoul copilăriei și în continuare veți face cunoștință cu al doilea invitat. Dragi prieteni, iar în cele ce urmează vă îndemn să o cunoaștem împreună pe Evelina Chicu. Evelina, te salut cu mare drag, îți mulțumesc că ai venit la noi în emisiune. Vă mulțumesc mult. Evelina, spune-mi, te rog, câți anișori ai și cu ce te ocupi? Eu am 8 ani, de grabă împlinesc 9, iar eu am mereu program încărcat.
un program plin cu activități, da? Da? Însă, care ți este mai aproape de suflet? Cântecul. Și de la câți ani faci muzică? De la 3 ani. Mai faci, da, dansuri? Și dansurile le fac de la 3 ani. Atât de micuță erai? Da. Păi, de unde vine dragostea pentru muzică și dans? De la bunica mea. Bunica ta ce face? Cu ce se ocupă? Cântă foarte frumos. Și vreau și eu să cânt așa ca ea. Deci te-a îndrumat? Da. În oarecare mod. Tot ea a venit cu ideea să te înscrie la niște ore de canto? Nu, eu am vrut să mă înscriu. Și părinții te-au susținut? Da. Dacă muzica vine de la bunica, atunci dansurile? De ce ai ales să faci și dansuri? Pentru că dansatorii, cântăreții care cântă și dansează, păi e mai dezvoltat. Mai înțeles. Frumos. Și tu vrei să fii, să te dezvolți în mai multe domenii. Da. Da? Uite, Evelina, dacă tot de 5 ani, aproximativ 5 ani, faci și canto și dansuri, atunci vreau să te întreb, ce rezultate ai obținut până acum? Rezultatele mele sunt frumoase. Frumoase prin ce se menționează acest frumos? Ai obținut anumite diplome, medalii, da, poate? Da, am o cupă, multe medale și multe diplome. La ce le-ai obținut? La muzică sau la dans? Și la muzică și la dans. Care și cum? Ce este prioritar pentru tine? Cel mai important? Ce? Pentru mine cel mai important, pentru că anul trecut am câștigat o cupă. La ce? La dans. Cel mai important e dansul? Totul. Da, și dansul și cântecul. Dacă ar fi să vorbim despre muzică, atunci vreau să te întreb, ai înregistrat deja piesele tale? Da, multe. Multe? Am cam 5. Și cum se numesc? Una e Fata din Soare, am înregistrat la mulți ani, Poveste de iarnă, Once Upon a December, un cântec pe engleză. Și acum lucrezi la o melodie, ceva nou? Da, învăț un cântec nou optimista. Ești tu așa o fată optimistă? Te caracterizează, da, în piesa? Da, sigur. Cam când să așteptăm noua realizare? Nu știu, când am să fiu gata. Să te întreb, ce genuri de muzică îți plac? Ce muzică îți place? Și ție să cânti și... Mie îmi plac toate muzicile, sunt toate frumoase. Uite, dacă te-aș provoca să ne cânti o piesă populară, ai face-o? Da. Îți place? Da, am cântat multe feluri de muzică. Deci nu ești doar într-o direcție. Da. Ești mai flexibilă. Da, un pic mai flexibilă. Vreau să te întreb, la dansuri, prin ce te remarci tu? Eu la dansuri învăț să dansez, fac dansuri, am multe, am dansat la multe emisiuni. Telespectatorii noștri probabil o cunosc deja pe Evelina, fiindcă e destul de difuzată aici la noi, a făcut niște filmări, de fapt, atât cântând, cât și dansând, așa că micii telespectatori deja probabil ar trebui să te cunoască. Da. Evelina, spune-mi, te rog, pe lângă muzică și dans, mai ai și alte pasiuni? Da, mai merg și la pian, la engleză, am fost și la bazin și am fost și la taekwondo. Wow! Păi, și când reușești să le faci pe toate? Am timp liber și când am timp liber mă ocup cu astea. Cum arată o zi din viața ta, un program de activități așa? Eu mă scol luni până vineri. Mă scol dimineața, mă duc la școală, uneori mă duc la canto, alteori la pian. După dansuri mă duc la taekwondo. Și pianul când îl mai faci? Pianul fac în timpul lecțiilor, când am timp liber, la a cincea lecție. Ați divizat cumva toate activitățile în funcție, da, de zile. Dar mai ai și timp liber pentru tine? Da, am timp liber pentru teme, pentru... Pentru teme. Asta tot de fapt este o activitate. Însă, da, timp liber în care să te bucuri de el, să faci ceea ce dorești tu. Da, am sâmbătă și duminică, am timp liber și vacanța de vară. Și cu ce te ocupi atunci când... Când am timp liber, de obicei ori citesc, ori învăț pentru anumite lucruri sau mă odihnesc. Care e cea mai recentă carte citită de tine sau ce ai citit? Eu am citit Însemnările unei crustace, volumul 10. L-am terminat. Bravo! Și poți să-mi povestești mie ceva? Un rezumat să-mi faci, poți? Da. Despre ce? Era o fetiță și vroia să aibă grijă de niște cățeluși
și s-au dus la școală cu cățelușii și i-au pus în biroul directorului. Și directorul cum a reacționat? Când a aflat că au fost, păi nu s-a supărat, dar s-a gândit pentru că să dea mai mult. Nu s-a supărat, nu i-a pedepsit. Da, i-a încurajat mai departe să aibă grijă de ei. Pentru că face o faptă nobilă. Da. Evident, nu ducându-i pe toți în biroul directorului, în general, să aibă grijă de cățeluși. Da? Da. Foarte frumos, mă bucur că a curs timpul tău și lecturii. Vreau acum să te întreb, ce-ți dorești tu să devii în viitor, având un program atât de încărcat cu activități și atât de diverse? Eu aș vrea să devin o vedetă, să mă cunoască lumea. Și după părerea ta, ce trebuie să faci ca să devii vedetă? Să exersezi foarte mult. Da? Da, sigur. Dacă ar fi să estimezi în ore, cam câte ore pe zi ar trebui să exersezi? Cam 5 ore, cred că, sau 4. Așa. Cam pe așa. Și tu acum câte ore acorzi exersat? O oră, pentru că într-o săptămână fac 2 ore, fac 2 lecții. Evelina, eu îți doresc să ai suficient timp pentru a exersa atâta cât ai spus tu. Și îți doresc să devii o vedetă, să te recunoască toți. Dar până atunci, țin să te întreb, cu ce ne bucuri azi tu? Eu azi mă bucur cu un dans. Cum e? E energic, mai lent? E energic. După ce piesă? După Funny Love, cântată de Dan Balan. Eu te invit cu mare drag aici în platoul nostru, iar pe voi, dragi prieteni, vă îndemn în cele ce urmează să o admirați pe Evelina Chicu cu un dans energic pe piesa lui Dan Balan, Funny Love. Pentru energia pozitivă care ai dus aici la noi în platou și evident te aștept și următoarea dată cu rezultate și mai frumoase. Mulțumesc mult! Iar acum, ca de obicei, pe final de emisiune dorim să vă provocăm la cât mai multe zâmbete și cât mai multă energie pozitivă pentru a fi bine dispuși pe tot parcursul zilei. Pentru că am selectat cele mai hazli filmulețe în rubrica Funny Video. Haideți să o urmărim!
Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Numele meu este Luminița și vreau să vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Iar eu sunt Olivier și nu uitați că în fiecare weekend de la 10 la 11 vă deschidem ușile în platoul copilăriei, la emisiunea copiilor. Însă pentru a nu rata nimic interesant din tot ce se difuzează la Busuioc TV, vă îndemn să vă abonați pe pagina noastră de Facebook Busuioc TV sau pe canalul nostru de YouTube cu aceeași denumire. Pa, pa!